pare rău, iar s-a întrerupt. Acum trebuie să continui. Nu mai vreau să reiau ce am zis deja. Deci, financiar, după o perioadă de probleme, schimbați ceva, începeți un nou proiect care vă va aduce stabilitate. Cu pași mici și siguri, demarați o nouă afacere, eventual un nou job care vă aduce mai multe satisfacții. Eventual, vă descoperiți scopul vostru, scopul vieții voastre și atunci veți manifesta acest spor financiar. Acum revenim la cărți. Ce aveți pentru martie? Aveți Marele Preot, 3 de băte. Aici o serie de cărți foarte interesante și sfârșitul de martie se termină cu Asul de Monede, o ofertă financiară pentru unii dintre voi. Poate cineva vă oferă bani și începeți un nou proiect. Poate. Dar v-am zis, eu mai puțin vorbesc despre bani, pe mine mă interesează alte aspecte. Aici interesant, da? Prima săptămână aveți Marele Preot, a doua, trei de bâte, deși n-aș vrea să le iau pe săptămâni. Al treilea grup reprezintă, normal, ar fi fost așa să fie, dar ei au vrut să vină invers. Și ce înseamnă asta? Normal, aceste cărți simt că transmit mai multe mesaje, dar ăsta e mesajul pe care îl simt în acest moment, deci probabil pentru un anume grup dintre voi. Există o relație de lungă durată, poate o căsnicie, ar fi existat, s-ar fi dorit, da? Și s-ar fi dat încă și a doua șansă. Cineva ar fi venit cu dorința de a exprima adevărul și a afla de ce, domnule Cavaler de Monede, vii atât de greu, de ce nu vrei să mergem să explorăm această relație mai departe. Adică, ce înseamnă de la 4 de bâte, mă gândesc că cineva ar fi vrut să ajungă la un 10 de monede, da? S-ar fi vrut o discuție între acești doi cavaleri, semn de aer, semn de pământ. Și această discuție ar fi putut să creeze o redirecționare a unei relații de lungă durată. O a doua șansă. Dar, cărțile au venit invers. Și atunci eu spun, cineva, cavalerii nu se mai întâlnesc, cineva a renunțat să-și mai exprime adevărul, pentru că acest cavaler de monede cred că nu a accelerat, cred că efectiv s-a oprit. S-a oprit. Și din acest motiv, adică evoluția acestei relații s-a oprit. Și din acest motiv nu mai puteți da o a doua șansă, da? Judecata nu poate să aibă loc în condiții normale, pentru că relația aceasta de lungă durată poate să fie o căsătorie cu cineva, că tot avem injustiția în poziția cu capul în jos, da? Cred că e vorba de o relație de lungă durată sau o căsnicie. Ceva nu merge bine în acea căsnicie. Ceva nu merge bine. Și unul dintre voi nu vreți să dați o a doua șansă. Cred că v-ați săturat de așteptat și de exprimat adevăruri care nu sunt ascultate. Da? Unul dintre voi ar fi vrut să vorbească, celălalt stă cu spatele. Asta e una dintre variante care îmi vine acum și la asta mă opresc. Da, asta e pentru jumătatea a doua a lui Martie. Și totuși, dacă puneți capăt, poate să fie o colaborare la muncă. Să nu uităm, da? Poate să fie o colaborare la muncă, neapărat o relație sentimentală sau un mariaj. Poate să fie o relație care n-a mers. O colaborare. Și totuși, în momentul în care vă eliberați, și nu mai vreți nici să manifestați gelozie, nici să așteptați, nici să dați o a doua șansă, a 10-a, a 300, 30-a șansă. Dar în momentul în care vă eliberați, că aveți aici surrender, vă eliberați. Roata norocului se învârte și vă aduce asul de monede. Dar, să revin, totuși, la începutul lunii martie, aveți Marele Preot. E o energie frumoasă în care poate să fie cineva în semn de taur, dar nu mă fixez la zodii. Cred că vă conectați la spiritualitatea voastră într-un mod tradițional, cum am zis.
Da? Și mai devreme, când am vorbit despre leu, da? O hartă interioară care impune niște reguli. Și leu impune reguli și marele preot impune reguli. Cred că la începutul unui martie începe să puneți reguli. Poate în această relație care n-a mers. Impuneți reguli, vă impuneți cu autoritate, exprimați adevăruri importante, eventual unii dintre voi vă duceți la preot și căutați susținere, căutați sfaturi și preotul vă deschide cartea, nu neapărat cititorul în oracole, poate să vă deschidă cartea preotul și să vă dea niște informații. Pentru unii dintre voi, repet, unii dintre voi, impuneți reguli într-o relație cu un copil care v-a cam făcut probleme și cu care nu prea ați discutat sincer. Tocmai pentru a evita niște discuții. Tocmai pentru a evita niște discuții. Altfel, știați că dacă discutați direct cu acest copil, aveți scandal. Sunt mai încăpățânați, mai egoiști și, da, unii dintre voi, asta e. Ați evitat discuția cu un copil și, totuși, trebuie să găsiți echilibru în această relație. Și ce înseamnă echilibru? Să impuneți niște reguli. Pentru alții, este foarte posibil ca o relație cu cineva în semn de foc, mai tânăr decât voi sau tânără, sau o persoană pasională, dar mai tânără, neapărat semn de foc, orice, orice poate fi, cu care nu ați comunicat, tocmai din dorința de a evita niște contradicții. Știți că sunt mai pasionați și în momentul în care vă spuneți voi părerea, ei au altă părere și se iscă niște discuții. Ați evitat să comunicați cu ei și totuși acum veți primi ori un mesaj, ori veți da voi un mesaj către ei, semn de foc, evident, berbec, leu, săgetător. Da? Și veți echilibra oarecum situația și veți începe să manifestați o relație echilibrată în care oferiți sau primiți, că tot avem un as de monedă, dar mai încolo, da? Oferiți sau primiți informații, emoții. Cred că și emoții, cum am spus aici în prima prezentare, cred că și împărtășiți emoții, așa, pas cu pas, mai încet, dar cu dorința de a echilibra situația. Și acest mare preot are undeva în sinea lui dorința de a se angaja într-o relație de lungă durată, dar serioasă, care să nu mai manifeste acest dezechilibru, da? Cum vedem în această serie de cărți. Pentru unii dintre voi poate să fie un contract la locul de muncă, care vă va aduce beneficii, poate înspre sfârșitul lunii martie, spre aprilie. Că tot spre sfârșitul lunii martie intră soarele în berbec și atunci simțiți acest noroc mult mai bine, da? Ați așteptat pe cineva, ori un alt semn de foc, ori un semn de aer, de la drum. Ați așteptat mult. Poate în martie încă mai așteptați, dar ceva se întâmplă. Ați așteptat pe cineva care nu v-a comunicat clar niște lucruri și totuși ați evitat această separare, acest turn. L-ați evitat. Și ați așteptat vești de la ei. Și totuși nu v-ați rupt de această relație. La distanță. Vedeați un viitor sau vedeați ceva în legătură cu această persoană care nu v-a vorbit, poate să fie un semn de aer sau să aibă planete în semn de aer, sau pentru mine turnul reprezintă vărsătorul, este Uranus, este trăsnetul, sau cineva în semnul vărsătorului cu care n-ați vorbit mult timp sau niște, în fine, o perioadă, de la distanță peste ocean sau peste o apă, neapărat ocean. Ați așteptat. Și am senzația că pentru cei care ați așteptat, v-ați cam săturat. Nu mai vreți nici să vă exprimați nici o dorință, nici un adevăr, pur și simplu nu mai vreți să dați această a doua șansă într-o relație de lungă durată, de prietenie putea să fie, da? Normal, după 3 de bâte, vine 4 de bâte, dar după ce ați așteptat și ați călătorit pentru că ați văzut un viitor împreună, ați manifestat această relație de lungă durată. Dar tocmai pentru că acest as de spade este într-o poziție anormală, da? N-ați putut nici să vă despărțiți de ei, dar nici să comunicați. Și
Și cred că pe la jumătatea lunii martie vă cam săturați de această relație care nu se manifestă corect, coerent, că tot avem injustiție, da? Și nu mai vrei să dați nicio a doua șansă. Și poate că într-adevăr îi judecați pentru încetineală, stagnare sau orice alte comunicări nepotrivite pe care le-ați avut de-a lungul timpului. Și ca și clarificare, fiți atenți, cred că acest grup de cărți se referă în mod special pentru cineva care v-a fost un colaborator la locul de muncă sau v-a adus ceva beneficii financiare, că vorbim de monede sau în carieră. Dar ceva nu a mers. Dar am senzația că după ce renunțați la toată această poveste, această așteptare, la această neîmplinire, nu mai vreți să dați a doua, a zecea, nu știu câta șansă, poate voi vă implicați într-un proiect. Și implicându-vă într-un proiect, să lucrați cu voi înșine vă, mai ales femeile, cu a treia, cu a șasea ceacră, cu ochiul al treilea ochi, fiți atenți, da? Cei doi ochi, al treilea ochi, mergeți la tarot, asta e cartea și pentru cei care merg la tarot, la oracole, la astrolog, da? Și în momentul în care primiți niște informații despre adevărata voastră, adevăratul vostru scop al vieții, da? Începe să manifestați asul de monede. Ori îl oferiți voi, ori vi-l oferă altcineva, rămâne de văzut. Am încercat să clarific ce e cu asul de monede. Asul de monede vine după o perioadă de regrete și de lipsă financiară. Scuzați-mă. Să nu uităm că aveți 10 de inimă neagră și valetul de monede, da? Dacă ați avut probleme financiare și v-ați simțit părăsit și ați regretat o afacere, o ofertă, un trio, da? Acum lucrurile se vor întoarce pentru că ați lăsat în spate, lăsați în spate trecutul. Cred că lăsați în spate trecutul și în momentul în care lăsați în spate de trecutul, Dumnezeu, Divinitate, Creatorul, cum vreți voi să ziceți, vă oferă o nouă șansă. O nouă șansă financiară, da, poate să fie valetul de monede, care vă va duce către regele de monede, da? Asta pentru cei care au avut probleme financiare. Dacă nu are nicio legătură cu problemele voastre financiare, poate voi primiți sau oferiți o ofertă stabilă, de lungă durată, cu un potențial fantastic emoțional. Dar asta, Regina de Cupe, înseamnă foarte mult. Ori voi oferiți unei persoane semn de aer, pești, rac, scorpion, femeie, poate să fie și bărbat, ori ei vă oferă vouă, dar cred că așa cum vine cartea, voi oferiți, da? Poate să fie o colaborare, să nu uităm că poate să fie o colaborare, un valet de monede, care vă va schimba viața și vă va ajuta să explorați o parte emoțională, că tot am avut și îndrăgostiții și roata norocului, va schimba roata norocului în viața voastră și vă va ajuta să faceți un schimb emoțional foarte profund. Sau măcar să vă explorați o parte emoțională a voastră, o parte creativă, feminină, pentru femeile care vor să facă un anume lucru, da? Poate un bărbat. Dar să nu uităm că acest as de monede vine după o perioadă de tăcere. Poate să fie și boală, ca să nu mai avem discuții pe internet, că de ce interpretez? Interpretez cum simt. Și aceste două cărți, fiți atenți, 5 de 5, poate în momentul în care vedeți 5-5, să meditați la acest semnal. 5 de 5 sau 5-5, 2 de 5, în fine, da? O perioadă de regrete, ați lăsat pe cineva de izbeliște sau cineva vă lăsa pe voi de izbeliște, da? Rămâne de văzut. Oricum, nu uităm că această injustiție care a apărut și aici, această injustiție, în momentul în care e exprimată, schimbați roata norocului și s-ar putea să ajungeți la niște bucurii, măcar emoționale, dar cred că și financiare, care se vor manifesta, sper, mai mult în luna aprilie. Să vă mai arăt niște cărți. La capătul acestor cărți aveți cineva în semn de foc, berbec, leu, săgetător,
construiește ziduri pentru că a fost foarte rănit. Nu mai vrea să aibă de-a face cu iluzii, cu fantezii, cu prea multe opțiuni. Cineva, bănuiesc că e bărbat, a avut prea multe opțiuni și s-a cam săturat de aceste opțiuni. Vrea să-și exprime adevărul, da? Poate au fost niște iluzii din partea unui semn de aer, rămâne să alegeți. Oricum, simt că, să vă arăt cărțile mai bine, a apărat și dumneavoastră aici, simt că împăratul, semnul berbecului evident sau al taurului, se simțea oarecum foarte obosit de atâtea responsabilități, eventual orice mesaj care venea la el, pasional, de la distanță, de apropiere, nu contează. Aveați o comunicare cu cineva, le-ați simțit la un moment dat ca niște minciuni. Și această senzație, da, de neîncredere va crea senzația de prea greu pe umerii voștri. Și din acel motiv n-ați mai vrut să avansați relația, comunicarea, să mergeți mai departe cu ei, pentru că ați simțit nevoia să tăiați legătura, Vi s-au părut oarecum emoțional imaturi, manipulatori și poate aveau și pe altcineva. Atunci, da, v-ați hotărât să construiți ziduri în jurul vostru ca să nu mai lăsați opțiunile, iluziile să vă influențeze viața. Asta pentru unii dintre voi, așa o mică variantă la câte cărți au apărut aici. Pentru alții, să nu uităm, avem un diavol, o relație toxică, iar semn de aer, să nu uităm aceste cărți, dar semn de aer poate să fie vărsător, balanță sau gemeni, care nu au permis nici ruptura, da? Și din cauza că nu v-ați putut despărți de această persoană, relația a devenit toxică. Da? Și totuși, există o dorință de a risca într-o nouă direcție emoțională. Iar aveți regina de cupe, care vă apare în viață într-un mod așa, ca un trăsnet. Poate aveți o separare și o reconstrucție în această relație. Există și varianta asta. După ce vă separați de această persoană, da, semn de aer, începe să construiți o nouă relație cu cineva, semn de apă. Riscați și s-ar putea să riscați bine pentru că tăiați și lăsați în urmă o relație toxică. Eu simt asta pentru că din cărțile pe care le-am avut, da, injustiția odată exprimată schimbă roata norocului. Acum aș mai vrea să vă mai spun câte ceva pentru cei care aveți răbdare să ascultați. Am spus că am meditat un pic înainte să citesc aceste cărți și am primit câteva cuvinte. Acum luați ce simțiți că rezonează. În primul rând am văzut un om în vârstă cu barbă, asemenea lui Leonardo da Vinci. Dacă știți imaginea, dacă nu puteți să căutați pe internet, cum arăta Leonardo da Vinci, o schiță cu el cu barbă. Cred că unii dintre voi trebuie să vă conectați la o înțelepciune, da, la Marele Preot, o înțelepciune fantastică, veche, sau unii dintre voi trebuie să manifestați cine era Leonardo da Vinci, un mare inventator. Trebuie să vă găsiți scopul adevărat al vieții voastre și să manifestați ceva nou, ceva inovativ, ceva unic. Acum, ce am mai văzut? Am văzut multe, chiar nu știu dacă am timp să le văd pe toate. Am văzut o roată, drum, călătorie, faetonul, îmbrățișare, două persoane care își dau mâinile. Cred că unii dintre voi aveți într-adevăr un început, o colaborare, că ați avut și îndrăgostiții, poate să fie o colaborare, care va aduce beneficii acest as de monede, o întâlnire cu cineva, pentru că am mai văzut și două pahare de șampanie ciocnindu-se. Poate serbați ceva, că tot e sfârșit de martie, unii dintre voi veți avea ziua voastră de naștere. Dar trecând peste aceste imagini, am mai văzut, iar am văzut ocean mare, probabil acest 3 de bâte, pentru că imaginele le-am avut înainte să așez cărțile. Pentru unii dintre voi, am văzut un stâlp de lumină și cineva alb, îmbrăcat în alb, învârtindu-se în jurul acestui stâlp de lumină. Eu aș putea să am niște explicații, rămâne de văzut voi cum explicați în sinea voastră această imagine. Am mai văzut un bărbat cu
coarne, asemeni berbecului, da? Zodia voastră, care își scoate coarnele și le scoate de pe cap și rămâne cu o înfățișare mult mai umană. Poate renunțați unii dintre voi, mai ales bărbați, la egoul vostru, da? Și începe să manifestați mai mult. Interesant cum a rămas soarele aici, foarte interesant. Luați-o și pe acesta ca pe un mesaj. Cred că totul spre sfârșitul sau... Da, pe seria aceasta de cărți, în momentul în care renunțați la această poveste, care i-ați dat prea multe șanse, o lăsați în spate, veți manifesta o mare bucurie și trezire care vă va aduce asul de monede. Ok, să revin la ce am mai văzut, da? Acest bărbat își scoate coarnele. Renunțați la ego și deveniți mai uman. Poate vă exprimați, topiți acest ghețar, da? Și vă exprimați emoțiile față de cineva. Am auzit haine, schimbă-ți hainele, fii alt om. Cineva trebuie să se schimbe, este clar. Iar, cred că se referă la un bărbat sau niște, o serie de bărbați, da? Care trebuie să se schimbe, să-și schimbe obiceiurile. Am mai văzut, pentru cine practică, cine vrea să lucreze cu a șasea ceacră, am mai văzut Shiva, dragoste. Iarăși am văzut simbolul stelei lui David, pentagrama cu vârful în sus. Toate sunt simboluri pozitive. Cred că conectându-vă la aceste trei culturi, indiană, da, Shiva, iudaică și poate pentagrama cu vârful în sus, poate ceva legat de cultura celtă, să descoperiți niște adevăruri, dacă tot aveți marele preot și aveți o hartă interioară a creativității, a naturii voastre regale. Sunt multe lucruri, sunt fel și fel de variante de a interpreta aceste imagini. Iar la nivelul inimii am auzit, există un pom în fiecare, descoperă-ți-l. Și apoi, după o pauză, am auzit arțar. Pentru cine a avut răbdare să asculte până la sfârșit, vă rog frumos căutați ce semnifică arțarul și eventual explorați ideea de a vă descoperi pomul vieții, pomul vostru interior, da? Leul interior, pomul interior, eventual. Da? Pentru cine lucrează în zona asta a spiritualității, ca să vă ajutați singuri. Iar am mai văzut judecata în poziție inversă și interesant că și a apărut în cărți. Alături de diavol, da? O relație toxică căreia nu-i mai dați o a doua șansă. Și apoi am văzut 8 de monede cu valetul de monede, ceea ce mă pune pe gânduri în privința unui lucru. Cred că vreți să manifestați un nou proiect sau o nouă relație stabilă cu cineva, așa, și aveți dorința de a munci. 8 de monede, o persoană care muncește. Că munciți pentru bani într-un nou proiect, da? Ca să ieșiți din această perioadă de probleme financiare și emoționale. Și în momentul în care munciți, vine și valetul de monede, vine și asul de monede, sau poate să fie într-o relație cu cineva și s-ar putea unii dintre voi, într-adevăr, să aveți o relație cu o persoană din semn apă, pești, rac, scorpion. Dar nu pentru toată lumea. Cam atât a fost pentru martie, dragii mei berbecuți. Sper că am fost clară. Eventual, puteți să reascultați peste o săptămână, două, înregistrarea și să vă luați ce considerați că se potrivește vouă. Vă doresc numai bine, dragoste, pace și creștere spirituală. Vă iubesc, la revedere!